De la începutul acestei săptămâni a debutat recensământul general agricol, fiind implicate trei instituții, prefectura, Direcția Agricolă Județeană, dar și Direcția Județeană de Statistică. Sute de recenzori vor inventaria exploatațiile agricole din județ. 501 recenzori, asistați de 88 de recenzori șef și un coordonator la nivel județean, vor gestiona tot ceea ce înseamnă, vor recenza tot ceea ce înseamnă exploatații agricole. Ca instituții implicate, Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii și Institutul Național de Statistică, la nivel județean, Instituția Prefectului, Direcția Județeană de Statistică și Direcția Agricolă, va sprijini întreaga activitate la nivel județean. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că acest recensământ este foarte important, deoarece, în funcție de rezultatele înregistrate, vor fi implementate noile politici și programe agricole. Acest recensământ sau rezultatele recensământului vor fi folosite, știți foarte bine, pentru ceea ce înseamnă noua campanie de proiecte și programe naționale pentru agricultura națională și numai pentru cea națională, cât și pentru cea bătoșăneană. O să vedeți și cred că este cunoscut faptul că în județul Botoșan există un număr foarte mare de exploatații agricole. Exploatații agricole care trebuie să spunem, valorificată munca celor care muncesc în respectivele exploatații. Botoșanul este un județ eminament agricol, bazat în general pe cultivarea porumbului, dar și pe creșterea bovinelor și a oilor.